Un meci bun cu echipă bună, cum a fost? Da, un meci o căldură sufocantă, a fost foarte cald, meciul n-a avut. Am avut momentele noastre bune, Ciarlău a avut multe momente posesie, dar noi am avut, cred că, două bare sau trei bare am avut. Bine, repriza a doua din minutul 70 trebuia cumva să dau minute tuturor jucătorilor. Mulțumit de joc, mulțumit pentru că a fost un amical bun. Din păcate, pe o căldură sufocantă, dar e parte din procesul de pregătire. O să analizez faza ultimului gol, pentru că indiferent cum este inadmisibil să primești gol dintr-o fază fixă. Dar e bine că se întâmplă în meciurile amicale, trebuie să corectăm, pentru că sunt momente de joc care pot să influențeze o campanie, un campionat, nu mai vorbim de un meci. Cum te simți în cantonament? Antrenamente destul de tari. Mă bucur că avem posibilitatea să profităm, să avem un cantonament de pregătire. E a doua zi. Urcăm iarăși acum după ce jucătorii fac baie, intrăm în program de cantonament și coborăm pentru meciul cu Slobozia.